Deci îmi vine în banda 2 acolo un Charan gri. Un gri de la 162 de metri filmat, da? Se vede cum s-a pus ținta pe el. Acesta este marele avantaj al noului pistol radar, faptul că poate individualiza ținta, fiind unul dintre cele mai performante aparate existente în momentul de față pe piață. Autovision, prindem de exemplu 4-5 mașini și aveam focalizată mașina noastră, ținta noastră, da? Dar în fotografie apăreau 3-4 mașini. De multe ori în instanță ne contesta, domnule, nu-i mașina mea, că e următoarea mașină, cu toate că obiectivul principal era pe mașina respectivă. Ori acesta individualizează doar autoturismul respectiv. Și asta nu este tot. Acest pistol radar vede, putem spune, chiar cele mai mici detalii. Vedem dacă mai constatăm și alte abateri, de exemplu, nefolosire de centură de siguranță, utilizare neregulamentară a telefonului mobil. Cei care cred că vor scăpa pentru că au aparate antiradar greșesc. Acest pistol nu poate fi detectat cu ajutorul antiradarelor. Mai mult decât atât, un mare plus pentru acest aparat este că el ne avertizează când autovehiculul pe care am pus ținta este dotat cu aparatură de bruiere radar, acele sisteme antiradar. În România, numai poliția județului Ilfov și cea din Suceava dispune de asemenea dotare. Și asta, întrucât poliția nu a alocat fonduri pentru achiziționarea unor asemenea aparate. Cel care va fi folosit de oamenii legii din județul Mureș a fost cumpărat de primăria Târgu Mureș. În urmă cu 5 luni de zile am hotărât în Consiliul Local să venim cu un ajutor, cu un sprijin către Poliția Municipiului Târgu Mureș, mai precis la circulație, cu achiziționarea unui pistol radar, un pistol pe care România sau zonele Poliției Municipale nu îl au decât în anumite zone. Nu urmărim să mărim bugetul la nicio instituție, nici a poliției, nici a primăriei, nici a nu știu cui. Vrem să reducem accidente rutiere în fundul vitezei și neacordării de prioritate a pietonilor. Atât e obiectivul nostru cu acest aparat. 72.000 de lei a plătit orașul pe noul pistol radar.